Crucea Roșie, filiala Călăraș, derulează în momentul de față mai multe cursuri de calificare. Mai multe informații despre cursuri, costuri și locuri libere primim de la Aura Giurcă, directorul Crucea Roșie, filiala Călăraș. Suntem autorizați pentru cursuri de calificare în meseriile infirmier, brancardier, babysitter, îngrijitor bătrân la domiciliu și asistent personal al persoanei cu handicap grav. Și în momentul de față le cursuri avem, nu, cursuri avem infirmier pe Călăraș și pe Oltenița, brancardier în Călăraș și mai avem în țară, pentru că noi suntem autorizați, colegii fac sub autorizația noastră, avem în Ialomița, în Mureș, în Brașov, în Vâlcea. Aveți solicitări? Vin oamenii? Sunt interesați? Vin și majoritatea vin pentru brancardier și infirmier, pentru că este perioada în care se angajează în spitale, în azile, în direcție de sănătate publică, pe 6 luni, pe perioadă determinată și măcar atât 6 luni să câștige niște bănuți. Dar există cerere foarte mare pentru celelalte, pentru îngrijitor bătrân la domiciliu și pentru babysitter. Am postat și pe rețelele de socializare că este nevoie de oameni care să muncească ca și babysitter. Eu am căutat pentru nepotul meu aici, la Călăraș, o femeie care să aibă curs de babysitter. În momentul în care ai curs, eu, ca și familie, angajator, îți pot face carte de muncă. Deci nu trebuie să fii angajat la o firmă sau la o instituție publică. Poți să ai carte de muncă dacă vii angajat la mine și îți plătesc eu dările către stat, ca la un angajat normal. Nu vor. Deci nu există zi de la Dumnezeu să nu mă sune o familie. Ba, caută pentru o persoană în vârstă, că dacă n-are cu cine să o lase pe mamă acasă, bătrână, bolnavă, trebuie să-și lase serviciu, clar? Nu-ți lase serviciu din ce mai mărângi. Și babysitterul la fel. Trebuie să ai pe cineva să aibă grijă de copil. Nu vor să facă cursuri. Cursul costă 8 milioane și jumătate. Nu este foarte mult. 850 de lei, banii ăștia mei. Nu este mult și durează 3 luni de zile. Dar sunt persoane care ne-au întrebat, dar de ce trebuie să-ți dai 1,5 milioane ca să te înveți să crești un copil? Nu e vorba de asta. Sunt niște competențe pe care le obții și trebuie să le ai ca să poți să te angajezi. Ai o calificare. Exact, ai o calificare. Aia atestă, diploma aia certificată, aia atestă că ai niște cursuri și poți ai grijă de un copil. Considerați că oamenii nu vin să facă aceste cursuri din lipsa informației sau pur și simplu nu sunt interesați să profeseze în acest domeniu? Nu că lipsă de informație. De informație nu duc lipsă. Și nici de bani nu duc lipsă. Foarte mulți, mai ales că se plătesc în rate cursurile. Mulți fug de munca la domiciliu. Nu vor să muncească la o familie acasă. Toți vor în instituții publice sau private. Dar sunt foarte mulți români care pleacă în străinătate să îngrijească un bătrân sau să îngrijească un copil. Oamenii ăștia nu vor să înțeleagă cei din străinătate. Am avut două persoane care au venit să facă cursul de îngrijitor bătrân la domiciliu și au spus că după ce au făcut cursul, s-au dus cu certificatul recunoscut internațional, că noi așa îl dăm, așa facem cursurile, și li s-a mărit salariul cu nu știu câte sute de euro. Contează foarte mult să ai o diplomă. Dar s-au învățat așa. E mai simplu să vină acasă și să ducă banii acasă la familie. Și e de înțeles. Muncesc pe brânci acolo, vin acasă, nu dau 1,5 milioane pe un curs. Dar pe partea cealaltă te gândești totuși că îți crește salariul când te întorci cu certificatul. Cei 850 de lei ar putea fi recuperați dintr-un singur salariu. Da, bineînțeles. Pe ce înseamnă 200 de euro? Nici măcar. În perioada următoare, ce cursuri veți deschide? Terminăm acum pe 19 și pe 20 cursuri de infirmieră și de brancardier și imediat începem încă un curs. Mai avem câteva locuri și pentru infirmier și pentru brancardier și se completează o grupă. Și vor termina infirmierii după 6 luni, brancardierii după 3 luni. Dacă sunt persoane interesate pentru aceste cursuri, unde se pot adresa? La sediul Crucii Roșii sau pe rețelele de socializare pe Facebook, avem pagina Crucii Roșii Călăraș. Aici pentru informații, pentru înscriere. Da, bine.